Bună ziua! Astăzi, chestiunea 2 pe ordine de zi a Curții de Conturi este raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Apărării la data de 31 decembrie 2017. Raportul o să fie Uliana Negru. Alte propuneri? Nu aveți? Uliana, tribuna. Stimați domnule președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, onorată asistență. În prezentă ședință, Direcția Generală Auditul Finanțelor Publice înaintează pentru examinare proiectul raportului auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Apărării la 31 decembrie 2017. Misiunea de audit a fost realizată în temeiul legii Curții de Conturi, în conformitate cu programul activității de audit pentru anul 2018, fiind exercitată în corespundere cu standardele de audit aplicate de Curtea de Conturi, cadrul regulator intern, precum și cu bunile practici în domeniu. Scopul auditului exercitat la Ministerul Apărării a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că rapoartele financiare consolidate sunt întocmite și prezentate în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și prezintă o imagine reală și fidelă, fiind supusă auditării perioada anului 2017. Ministerul Apărării este autoritatea publică centrală de specialitate care organizează, coordonează și conduce activitățile în domeniul apărării naționale. Ministerul Apărării organizează și ține evidența contabilă, aplicând normele specifice sistemului bugetar. Probele acumulate de audit au relevat că Ministerul Apărării nu a implementat un sistem de management financiar și control funcțional, aceste carențe și deficiențe având impact asupra informațiilor financiare și patrimoniale prezentate în raportul financiar consolidat pentru exercițiul bugetar 2017. În continuare, voi expune principalele constatări rezultate din aspectele cheie de audit, după cum urmează. Patrimoniul public gestionat de Ministerul Apărării, în aspectul existenței și componenței materiale, a constituit 2045,8 milioane lei la finele anului 2017, ponderea semnificativă de 72,5% revenind mijloacelor fixe. Structura și evoluția acestora, comparativ cu anul 2016, sunt prezentate la ecran. În scopul realizării obiectivelor de domeniu, pentru anul 2017, Ministerului Apărării i-au fost alocate surse de finanțare a cheltuielilor și active nefinanciare în sumă totală de 565,8 milioane lei. Totodată, pe parcursul anului, Ministerului Apărării i-au fost alocate mijloace financiare în sumă de 3,7 milioane lei din Fondul de Rezervă a Guvernului și Fondul de Reintegrare a Țării. Veniturile efective pentru anul 2017 au constituit 1.421,9 milioane lei sau cu 852,4 milioane lei mai mult decât cele precizate, datorită intrărilor cu titlu gratuit de 640,1 milioane lei, 210,1 milioane venituri din reevaluarea activelor, precum și cu 11,6 milioane lei alte venituri ale instituțiilor bugetare. Gradul de valorificare a surselor de finanțare a fost la nivel de 98,3% sau cu 9,8 milioane lei mai puțin. Cheltuielile efective au fost raportate în volum de 966 milioane lei, dintre care 359,2 milioane lei constituie cheltuielile de personal, 157,1 milioane lei bunuri și servicii, 405,2 milioane lei alte cheltuieli. Deși Ministerul Apărării, în comun cu organele cadastrale, a asigurat delimitarea,
înregistrarea terenurilor proprietate publică, precum și determinarea valorii de piață pentru utilizare existentă în scop de reflectare în evidența contabilă a 37 de terenuri cu o suprafață de 931,5 hectare, la valoare de 668,7 milioane lei. Din acestea, în anul 2017, au fost contabilizate numai 12 loturi de teren cu valoare de 209,9 milioane lei. Concomitent se atestă că, conform hotărârilor guvernului, au fost trecute din domeniul public în domeniul privat al statului 7 loturi de teren cu destinație specială, cu suprafață de 16,9 hectare, în terenuri pentru construcție de locuințe și obiecte de menire social-culturală. Astfel, Ministerul Apărării nu a contabilizat aceste loturi de teren, inclusiv 3 loturi de teren, evaluate în sumă de 102,3 milioane lei, valoarea acestora fiind estimată conform studiilor de fezabilitate pentru a încheia contractele de constituire a parteneriatului public-privat. Deci, cele 3 terenuri consemnate sunt terenul cu suprafață de 1,2 hectare, amplasat în municipiul Chișinău, strada Vasile Lupu, în valoare de 26,1 milioane lei, aferent contractului de parteneriat public-privat, realizat integral la finele anului 2015. Terenul cu suprafață de 3,1 hectare, amplasat în municipiul Chișinău, strada Testimiteanu, cu o valoare de circa 70,3 milioane lei, aferent unui contract de parteneriat public-privat în derulare. Și terenul cu suprafață de 0,9 hectare, amplasat în municipiul Bălți, cu valoare de 5,9 milioane lei, aferent unui contract de parteneriat public-privat, care în prezent nu este inițiat. Auditul atestă că Ministerul Apărării și instituțiile din subordine nu s-au conformat pe deplin cerințelor și prevederilor normelor legale, precum și recomandărilor Curții de Conturi din rapoartele de audit precedente pentru asigurarea legalizării depline a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea acestora. Ca urmare, se perpetuă deficiențe constatate de auditurile anterioare. Astfel, auditul denotă neasigurarea înregistrării drepturilor de proprietate asupra 798 bunuri imobile cu valoare inițială de 308,8 milioane lei. Totodată se denotă neactualizarea datelor din registrul bunurilor imobile, neinventarierea tuturor elementelor patrimoniale, precum și neîntocmirea conformă a rezultatelor inventarierii bunurilor imobile, fapte care au condiționat raportarea neveridică a situațiilor financiare și patrimoniale la 31 decembrie 2017, mai puțin cu 202 bunuri imobile în valoare de 63 milioane lei. Concomitent se atestă și alte deficiențe care au afectat informațiile din rapoartele financiare prezentate, precum neregistrarea de către instituțiile din subordinea Ministerului Apărării în evidența contabilă a 40 de bunuri imobile cu suprafață de 21.953 metri pătrați, în valoare de 61,9 milioane lei. Deși au fost casate în perioada anilor 2014-2015, nu au fost radiate din evidența contabilă 7 bunuri imobile cu suprafață de 4.518,5 metri pătrați, în valoare de 0,5 milioane lei. Analogic, 8 bunuri imobile transmise altor instituții bugetare în perioada anilor 2001-2017 cu suprafață totală de 321,5 metri pătrați, în valoare de 2,4 milioane lei, la momentul auditului, nu erau radiate din evidența contabilă. Înregistrarea dublă la două instituții din subordine a cantinei de ofițeri cu o suprafață de 640 metri pătrați în valoare de 3,5 milioane lei, care în urma transmiterii gratuite de la o instituție la alta a rămas
neînregistrată în evidența contabilă până în prezent. Astfel, situațiile menționate au compromis veridicitatea și credibilitatea informațiilor din rapoartele financiare și patrimoniale, în total cu 131,3 milioane lei, fapt care poate condiționa riscuri privind conformitatea integrității gestionării patrimoniului public. Totodată de menționat că Ministerul Apărării în anul 2018 a inițiat procedura de achiziție prin licitație publică a serviciilor cadastrale la nivel de clădiri și încăperi izolate, a serviciilor cadastrale la nivel de clădiri și încăperi izolate pentru 411 construcții administrate, inclusiv și a celor menționate supra. Un alt aspect dimensionat este construcția unei baze sportive caiac-canoe pe un teren cu suprafață de 0,16 hectare, preluat încomodat pe o durată de 25 de ani de la autoritate publică locală de către o subdiviziune a Ministerului. Deși în baza două hotărâri de guvern au fost alocate din fondul de reintegrare a țării mijloace financiare în sumă de 345.000 lei, inclusiv 220.000 lei pentru construcția bazei sportive în anul 2015 și 125.000 lei în anul 2017 pentru achiziționarea aparatelor de forță. Această construcție nu a fost efectiv construită, a fost efectiv construită neautorizat, nefiind înregistrată nici în evidența contabilă, nici în registrul bunurilor imobile, precum și nici inventariată. Urmare lichidării unor neconcordanțe ale datelor din evidența analitică și evidența sintetică a valorii unor bunuri imobile efectuate de către o subdiviziune a condiționat efectuarea unor corectări în sumă de 69,2 milioane lei, demajorare și sau micșorare a valorii de bilanț la valoarea inițială a unor mijloace fixe, care au afectat veridicitatea și credibilitatea datelor din evidența contabilă a entității, precum și a informațiilor raportate. Se denotă și micșorarea în lipsa documentelor justificative a valorii de bilanță clădirii aparatului central al Ministerului Apărării, cu 44,3 milioane lei la valoarea inițială, fără a fi micșorată uzura calculată pentru această perioadă, în sumă de 10,5 milioane lei. Totodată s-a constatat neajustarea valorii inițiale a clădirii mare lui stat major, cu cheltuielile aferente reparațiilor capitale în sumă de 360.000 lei efectuate în anul 2007. În contextul celor relatate, auditul denotă prezența unor lacune ale managementului financiar și control, precum și neefectuarea inventarierii anuale a activelor conform cadrului legal și reglementărilor interne în cadrul instituțiilor subordonate Ministerului, ceea ce a constituit un factor generator de denaturări ale situațiilor financiare auditate. Un alt aspect se referă la nerespectarea normelor de ținere a evidenței contabile de către instituțiile subordonate, fiind constatată admiterea erorilor în sumă totală de 104 milioane lei, condiționate de acurateța înregistrării în evidența contabilă a mijloacelor fixe, potrivit caracteristicilor fiecărui tip de mijloc fix stabilit în cadrul normativ. Aceste nereguli au afectat fidelitatea soldurilor inițiale și finale raportate la mijloace fixe, precum și a fiecărui cont contabil implicat, nefiind calculate corespunzător și uzura pentru mijloacele fixe. Urmare licitațiilor publice desfășurate centralizat, au fost încheiate 13 contracte de întrepriză privind achizițiile publice destinate reparațiilor capitale ale clădirilor unor subdiviziuni ale Ministerului Apărării, achitarea integrală a plăților fiind de 4,35 milioane lei. Ulterior, cheltuielile aferente acestor lucrări
au fost transmise cu titlu gratuit instituțiilor subordonate, iar lipsa conlucrării între instituții a determinat neînregistrarea în evidență contabilă, precum și neefectuarea înscrierilor corespunzătoare în fișele de evidență a mijloacelor fixe. Aceste circumstanțe elucidează riscul privind nejustificarea majorării valorii inițiale a mijloacelor fixe, precum și furnizarea unor informații incomplete privind caracteristicile obiectelor. Examinările documentației de deviz și aferente lucrărilor executate denotă că, contrar prevederilor legale, n-au fost respectate specificațiile tehnice ale lucrărilor, care reprezintă o descriere exactă și completă a obiectului achiziției publice. Astfel, în contextul lucrărilor de reparație, a fost achiziționat utilaj frigorific în sumă de 323,6 lei. Respectiv, au fost efectuate lucrări de montare, confecționare a camerelor frigorifice în sumă de 1052,3 lei, deși urma să fie inițiată o altă procedură de achiziție. Ministerul Apărării, la începutul anului 2017, în calitatea sa de fondator, deținea trei întreprinderi de stat, și anume, întreprindere de stat Aeroportul Internațional Mărculești, întreprindere de stat Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională și întreprindere de stat Combinatul de Deservire Socială, care nu sunt incluse nici într-un act normativ. Urmare desfășurării procedurilor de audit referitor la transmiterea cu titlu gratuit a întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Mărculești în administrarea Ministerului Economiei și Infrastructurii a Republicii Moldova, se denotă că întreprinderea nominalizată cu valoarea capitalului social de 377,9 milioane lei a fost transmisă cu depășirea termenului stabilit cu circa 69 de zile. Analiza înregistrărilor valorii de bilanț a capitalului social în evidență contabilă a Ministerului și celor din bilanțul preventiv a întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Mărculești la 31 iulie 2017 a constatat divergențe în sumă de 69,4 milioane lei. Auditului nefiindu-i prezentate de către minister, confirmarea informațiilor și ultimul extras din registrul de stat al persoanelor juridice al Agenției Servicii Publice. Astfel, în temeiul ordinilor Ministerului Apărării în anii 2016-2017, în scopul fortificării bazei materiale, s-a decis transmiterea întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Mărculești a unor bunuri materiale de la bilanțul Ministerului în valoare de 19,8 milioane lei. Analogic, au fost transmise și de la baza de aviație bunuri materiale și imobile de 1,9 milioane lei în scopul îmbunătățirii actului de administrare a bunurilor imobile militare în dezvoltarea rapoartelor de colaborare intrainstituțională. Se remarcă că, deși bunurile materiale și imobiliare au fost transmise întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Mărculești, auditului nu i-au fost prezentate probe suficiente și justificative privind înregistrarea majorării valorii capitalului cu 21,8 milioane lei, precum și înregistrarea corespunzătoare în evidență contabilă a Ministerului și a întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Mărculești. Astfel, contabilizarea valorii capitalului social a întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Mărculești a fost diminuată cu 91,4 milioane lei, datorită neînregistrării în modul stabilit a modificărilor egale valorii aportului la capitalul social efectuat de către Ministerul Apărării în calitate de fondator în statutul și bilanțul întreprinderii. Auditul denotă că din totalul resurselor tehnice materiale
recepționate prin intermediul proiectelor, programelor de asistență externă, destinate sectorului de apărare națională, în valoare de 245,6 milioane lei, au fost contabilizate și raportate ca valori materiale primite cu titlul de ajutor umanitar, numai mijloacele de transport, în valoare de 62,5 milioane lei. Examinările auditului, prin contrapunerea datelor raportate cu documentele primare, facturile comerciale, declarațiile vamale privind bunurile materiale primite cu titlul de ajutor umanitar, precum și actele de predare-primire a bunurilor materiale, denotă întocmirea declarațiilor vamale cu erori la calcularea valorii statistice în sumă de 4,9 milioane lei, precum și întocmirea actelor de predare-primire a autovehiculilor recepționate cu erori în sumă de 6,8 milioane lei. Neînregistrarea în evidență contabilă a 12 mijloace de transport primite cu titlul de ajutor umanitar în valoare de circa 15 milioane lei a compromis veridicitatea și credibilitatea informațiilor raportate la acest capitol. Contabilizarea incorrectă a bunurilor materiale primite cu titlul de ajutor umanitar în valoare de 183,1 milioane lei de către instituțiile din subordine în rulajul circulației mijloacelor fixe și a stocurilor de materiale circulante, la rulajul intrărilor și ieșirilor gratuite a acestor tipuri de mijloace fixe sau stocuri de materiale circulante, a condiționat dublarea operațiunilor raportate de intrări și ieșiri a mijloacelor fixe și a stocurilor de materiale circulante cu 113,9 milioane lei. Astfel se atestă lipsa unor reglementări exhaustive în politica contabilă referitor la consolidarea operațiunilor aferente circulației cu titlu gratuit de mijloace fixe și ale altor bunuri în interiorul sistemului Ministerului Apărării între instituțiile bugetare din subordine cu statut de persoană juridică, ceea ce ar reprezenta situația reală a intrărilor și ieșirilor gratuite de bunuri materiale. În virtutea atribuțiilor funcționale exercitate în domeniul de competență, cheltuielile bugetare ale Ministerului Apărării, indiferent de domeniul utilizării, au fost atribuite integral la grupa principală 02 Apărare Națională. În acest aspect se denotă atribuirea, gruparea și clasificarea incorrectă a cheltuielilor bugetare ce țin de ocrotirea sănătății, cultură, sport, tineret și educație cu 48,9 milioane lei, neavând impact asupra situațiilor financiare consolidate. Testele de audit au constatat neincluderea în raportul financiar consolidat a Ministerului Apărării a creanțelor și obligațiunilor cu termenul de prescripție expirat în sumă de 0,1 milioane lei și respectiv 1,2 milioane lei, deși în evidența contabilă a unor instituții din subordine au fost înregistrate asemenea creanțe și datorii. Activitățile de audit desfășurate au constatat că în procesul de achiziții publice a fost afectat de unele neconformități expuse în raportul de audit prezentat, dar care nu au avut impact asupra raportării cheltuielilor și situațiilor financiare. Totodată se denotă că cheltuielile pentru retribuirea muncii angajaților Ministerului Apărării și instituțiilor din subordine, cu excepția unor situații, au fost calculate și contabilizate conform cadrului de raportare aplicabil și nu conțin denaturări semnificative, care ar putea influența baza pentru exprimarea opiniei de audit. Sistemul de control intern și audit intern al Ministerului necesită unele îmbunătățiri pentru asigurarea și gestionarea mai eficientă și reglementară a banilor publici și a patrimoniului. Onorată asistență,
În încheiere țin să menționez că constatările și recomandările auditului au fost discutate cu Ministerul Apărării și cu instituțiile auditate în cadrul a două ședințe de comunicare, acestea neavând obiecții la cele constatate. Totodată, pe parcursul misiunii de audit, Ministerul Apărării și instituțiile din subordine au remediat un șir de deficiențe, fiind corectate erori în suma de circa 784 milioane lei. Auditul a înaintat recomandări pentru îmbunătățirea ținerii evidenței contabile, raportării financiare și patrimoniale în vederea aplicării în corespundere cu cadrul financiar aplicabil. Stimați domnule președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, onorată asistență! În contextul celor expuse, propunem spre examinare și aprobare proiectul raportului de audit și proiectul de hotărâre prezentat. Mulțumim pentru timpul acordat. Da, vă mulțumesc pentru acest raport, membrii Curții, dacă aveți întrebări la raportor. Luați loc, vă rog. Mulțumesc. Eu propun să facem felul următor. Domnul Bordur, la dumneavoastră, chiar dacă sunteți nou în cadrul Ministerului, vă dăm posibilitatea dumneavoastră să ne spuneți explicații. Apoi aștept explicațiile domnului Alexei Muntean, domnului Oleg Cibotară și domnului Oleg Solomon. Apoi ne ținem cu un șir de întrebări. Te zic pe loc, să, dacă vii comod. Stimate domnule președinte al Curții de Conturi, stimați membri ai Curții de Conturi, onorată asistență, vreau să mulțumesc în primul rând echipei Curții de Conturi care au efectuat auditul situațiilor financiare consolidate la Ministerul Apărării, pentru munca lor, evaluând în mod obiectiv și profesionist administrarea fondurilor Ministerului Apărării. Auditul Curții de Conturi a coincis cu situația când în Ministerul Apărării au avut loc mai multe reforme de restructurare a instituției în cadrul procesului de reformare administrației publice centrale. Menționez că în perioada respectivă a fost aprobată strategia națională de apărare, a fost elaborată strategia militară și programul Armata Profesionistă. Negând la acestea, Ministerul Apărării în continuu întreprinde măsuri ce se impun pentru administrarea eficientă a fondurilor publice. Totuși, în perioada de gestiune, auditorii Curții de Conturi au constatat unele nereguli și abateri ce țin de executarea managementului financiar și control. Drept urmare, nu a fost asigurat pe deplin gestionarea conformă a fondurilor fixe, ajustarea valorii imobililor la valoarea lor cadastrală, înregistrarea în evidență contabilă a unor terenuri primite în folosință și altele. Totodată vreau să menționez că în perioada efectuării misiunii de audit, o mare parte din constatări au fost remediate, după cum ați menționat și dumneavoastră. De asemenea, relatez că pe parcursul la mai mulți ani în Ministerul Apărării nu au fost completate funcțiile serviciului de audit intern. Din luna iunie curent, însă, funcția de auditor a fost completată cu un specialist cu experiență autorizat, care sunt sigur că va îmbunătăți sistemul de management financiar și control. Stimați domnule președinte, vreau să vă asigur că situațiile constatate de către echipa de audit vor fi examinate la ședința Colegiului Militar și vor fi întreprinse toate măsurile de rigoare într-o înlăturare a neregulilor depistate. Astfel vor fi stabilite sarcini concrete în vederea realizării recomandărilor Curții de Conturi. Și aici vreau să menționez în special elaborarea și aprobarea planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit, ajustarea actelor departamentale menite să redreseze situația managementului financiar și control. Vor fi organizate ședințe și ateliere de lucru cu managerii operaționali din cadrul aparatului central al Ministerului Apărării, Marelui Stat Major, unităților și instituțiilor subordonate ale Ministerului Apărării pe problemele gestionării conforme a resurselor financiare și patrimoniului public. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, onorată asistență, Ministerul Apărării, vă asigur că Ministerul Apărării va depune tot efortul pentru redresarea situației privind administrarea fondurilor publice. În același timp, recomandările Curții de Conturi vor fi realizate pe deplin și în termeni stabiliți. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc și eu, domnul Burduja. Domnul Muntean, vă rog. Domnule președinte, sunt Alexei Munteanu, șef direcției Manifestare Resurse Financiare, Ministerul Apărării. La prezentul raport vreau să vă comunic, în primul rând, să aduc gratitudinea membrilor echipei de audit referitor la deficiențele care ni s-au indicat în activitatea noastră. În același timp, cu referință la cele constatate, vreau să comunic că
neregistrarea în evidență contabilă, abaterea în evidență contabilă la capitolul mijloace fixe, mijloace circulante, etc., au fost determinate într-o măsură oarecare și de implementarea noului plan de conturi din 2016. Persoanele din cadrul structurilor financiare, din unități și instituții, fiind nevoite în unele cazuri să învețe din mers și să trecem la planul respectiv. Noi, pe linia noastră, deja am întreprins unele măsuri pentru remedierea acestor situații, astfel deja la bilanțul pe raportul financiar pe semestrul 2, în evidență vor fi corectate, sunt corectate deja suma de 50 de milioane, estimativ 50 de milioane, iar cu restul deja am dat indicații la structurile din subordine și întrucât noi nu avem tot tabloul și să vedem toate bunurile la ce și cum se referă. Într același timp Ministerul Apărării va întreprinde măsurile necesare pentru înregistrarea etapizată a bunurilor materiale, în evaluarea etapizată a bunurilor imobile. Acest fapt depinde într-un fel și de resursele financiare disponibile. Totodată, deja s-au corectat în evidența contabilă sumele reflectate la capitalul social care se atribuie la întreprindere de stat. În altă ordine de idei, principalele probleme la care, pe domeniul de competență la care urmează să atragem atenție, este completarea și instruirea continuă a personalului din serviciile financiare a unităților militare, implementarea unui sistem unic informațional. La moment vreau să vă comunic că suntem într-un proiect test cu Ministerul Finanțelor. În același timp avem un proiect mai vechi din 2007 derulat referitor la implementarea unui sistem informațional cu o firmă particulară și sperăm cu suportul Ministerului Finanțelor și a întreprinderii de stat Fintech Inform să soluționăm și lacunile la acest capitol. Domnul președinte. Da, vă mulțumesc. Noi să venim cu ușurile întrebări. După asta, domnul Solomon. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Eu, la rândul meu, iarăși vreau să aduc sincere mulțumiri echipei de audit, pentru că lacunile descoperite și recomandările făcute prin consecință sunt foarte valoroase pentru noi. Dar vreau să mă opresc și eu, la rândul meu, la câteva aspecte la care consider că se impun anumite precizări sau clarități. Domnule președinte, estimați membri a Curții de Conturi, estimați participanți, la auditul precedent, Ministerul Apărării avea înregistrate doar 34 de terenuri. În prezent avem înregistrate 49 de terenuri, 11 sunt în proces de înregistrare până la finele anului, urmează a fi finalizat procesul de înregistrare. Din totalul de 62. Deci, din totalul de 62, mai rămân doar două loturi care pentru anul viitor și cu aceasta Ministerul Apărării încheie procesul cadastral de înregistrare a terenurilor. Conform planului aprobat la nivelul Ministerului Apărării, înregistrarea patrimoniului militar al Ministerului Apărării a fost planificată în două etape. În prima etapă să fie înregistrate terenurile și într-a doua etapă să fie înregistrate imobilele, adică construcțiile capitale. Anul acesta, pentru prima dată, în premieră, au fost alocate resurse financiare pentru desfășurarea lucrărilor cadastrale. În anii precedenți, niciodată nu erau alocate resurse financiare pentru executarea lucrărilor cadastrale. Prin consecință, odată cu alocarea resurselor financiare, cum a fost menționat și în raport, a fost încheiat un contract privind înregistrarea a 411 de imobile din totalul de 789. Restul, imobile urmează a fi înregistrate anul viitor, deoarece
pentru astanții care urmează a fi înregistrate, nu se ajung resurse financiare, pentru că au fost alocate doar 1 milion de lei pentru toate procedurile cadastrale. Vis-a-vis de terenurile care au trecut din domeniul public în domeniul privat și a fost modificată destinația, din destinația de apărare în destinație pentru construcții. Și au fost inclus în hotărârea 419 cu privire la aprobarea listei obiectelor propuse pentru parteneriatul public-privat. Vreau să menționez că până la sosirea echipei de audit, Ministerul Apărării căuta metode, fiind în discuții cu Agenția Relații Funciare și Cadastru, cu Ministerul Finanțelor, cum terenul respectiv să fie luate la evidență contabilă, pentru că în studiul de fezabilitate este reflectată valoarea de piață, dar după introducerea acestor terenuri în contract, în contract de parteneriat public-privat, nu eram sigur că valoarea acestor rămâne aceeași, identică cu valoarea până la inițierea proiectelor de parteneriat public-privat. De aceea ne gândeam că dacă este corect sau nu să introducem terenul respectiv cu valoarea până la inițierea proiectelor de parteneriat public-privat. Dar la recomandarea auditorilor, terenul respectiv a fost inclus în evidența contabilă cu valoarea reflectată în studiul de fezabilitate. În ceea ce privește diferența de 200 de imobile apărut între evidența evidența extrasă de registrul bunurilor imobile a Ministerului Apărării și darea de seamă prezentată Agenției Proprietății Publice, se explică prin faptul că la Agenția Proprietății Publice se remite informația doar pe construcții capitale, pe când în evidența Ministerului Apărării se introduc toate imobile, indiferent cele cu caracter temporar sau tip ușoare, inclusiv și cele care se află în stare nesatisfăcătoare. Astfel se explică diferența de 202 imobile care apare dintr-un document și alt document. În ceea ce privește neincluderea în evidența contabilă a valorii reparațiilor capitale care se face la imobile. Noi deja împreună cu auditorii am identificat o soluție în procesul de recepție finală, cât și în procesul de recepție la terminarea lucrărilor, va fi introdus și reprezentantul subdiviziunii financiare a beneficiarului pentru a semna procesul verbal, ca să fie conștient din faptul că urmează ca la imobile respective să fie ajustată valoarea inițială. De asemenea, în procesul respectiv va fi introdus un punct prin care beneficiarul este obligat să introducă plus valoarea respectivă în evidența contabilă. Domnule președinte, vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc și eu, domnul Cibotari. Mulțumesc, domnule președinte, estimați membri ai Curții de Conturi. Deci vreau să reiterez doar un moment, în calitatea mea de director interim al Departamentului Dotări, vreau să vă zic că activitatea echipei de audit a fost un lucru comun, deci nu a fost doar un control cu scop de a ne arăta neajunsurile, fiindcă pe parcurs de 6 luni de zile, deci acest lucru comun, detaliat, efectuat împreună cu specialiștii din cadrul Departamentului Dotări, a făcut ca rezultatele la ziua de astăzi să fie unele destul de impunătoare din punctul de vedere a sintezei neconformităților constatate și remediate, astfel încât, în conformitate cu cele indicate în anexa numărul 5, practic 90% din neajunsurile constatate de către echipa de auditori au fost înlăturate la ziua de astăzi. Pentru ce vreau să le mulțumesc tuturor persoanelor care au participat la această activitate. Vă mulțumesc. Și vreți să spuneți 12 automobile ați fost la evidență deja? 12 automobile au fost luate la evidență în conformitate cu indicațiile și cu cele stabilite de echipa de audit de către entitatea responsabilă care se numește baza de mentenanță. Bine, vă mulțumesc, stimați membri ai Curții de Conturi. Eu propun să închidem prima parte a ședinței. Să mulțumim presiei pentru prezență la această ședință și o să trecem la discuții cu ușile închise. Sunteți de acord? De acord, da? Presa, mulțumim mult pentru participare.